Bună ziua, sunt Cristina Eremia și ne regăsim din nou la emisiunea Puterea la Feminin a revistei Psihologii. O am alături de mine pe Bianca Tudor, femeie antreprenor dedicată leadership-ului feminin și dezvoltării acesteia. Bine ai venit, Bianca! Mulțumesc tare mult pentru invitație, mă bucur mult să ne conectăm și aici. Bianca, aș vrea să te invit să ne povestești un picuț de unde această pasiune a ta pentru antreprenoriat și leadership feminin. Cum a apărut și cum s-a dezvoltat? E foarte greu de reamintit. Am pornit în călătoria asta atât de hotărâtă încât trebuie să fac așa un pas în lateral și să revin la începuturi. Cumva am fost inspirată de mama mea și de bunica mea, două femei absolut fantastice, pe care le-am văzut trăind cu demnitate, cu pasiune, dar mai mult decât atât cu senzația că pot face lucruri și pentru ceilalți, nu doar pentru ceea ce reprezintă ele. Mai târziu în compania multinațională în care am lucrat, primul meu manager a fost o femeie și am văzut că femeile pot crea performanță în afaceri, ceea ce însă nu am văzut în aceste companii multinaționale. Era faptul că, deși la nivel de muncă și la nivel de implicare erau extrem de prezente femeile, la nivelul pozițiilor de conducere, și mă refer la poziții de board, erau mult mai puține femei decât bărbați. Și la 21 de ani am început să studiez acest fenomen și am ajuns la amendamentul dat de Comisia Europeană, acela de a avea 40% femei în poziții de board până în 2020. Și le-am scris că sunt interesată de subiect, le-am propus un proiect de o platformă de mentorat online pentru femeile care sunt în poziții de middle management și vor să meargă către poziții de top management. Și așa am început să lucrez cu Comisia Europeană în workshop-urile Equality Pays Off, egalitatea de șanse. La 25 de ani! Da. În București și la Viena. Asta a fost prima cumva conexiune cu mediul ăsta legat de felul în care putem impacta, dacă vrei, dezvoltarea femeilor, atât a celor care sunt în afaceri, cât și a celor care vor să intre în afaceri. Iar mai târziu mi-am propus ca, după acest proiect al Comisiei Europene, să fac ceva practic. Și când m-am întors în țară, după proiectul de la Viena, am început să contactez investitori, să încep să gândesc proiectul Female Leadership Organization. Lucram în același timp în compania multinațională de la 9 la 5. După 5 cream proiecte, platforme online, aveam traininguri. Eram înscrisă și într-un ONG, în Junior Chamber International, și în aceeași perioadă, timp de un an și, cred că chiar un an și jumătate, am lucrat să creez acest proiect în paralel cu munca mea din multinațională. Mi-am dorit extrem de tare să intru în antreprenoriat și am făcut acest salt după ce am pregătit în spatele cortinei cumva proiectul de antreprenoriat și așa, practic, am pornit, lăsând în spate multinațională după 7 ani, un mediu extrem de frumos în care am crescut, am învățat, am evoluat, am învățat business, am învățat structură de business și care m-a ajutat extrem de tare. Și în 2014 am lansat în mai Female Leadership Organization printr-un parteneriat cu un investitor din Africa de Sud, Leroy Baer. Și după un an și jumătate de la acest proiect am dat, dacă vrei, culoare unui proiect internațional care Business Women și este practic viața mea din 2015 până în prezent, 2020, suntem în august. Felicitări! Foarte multe și într-un timp destul de scurt, așa am impresia că viața ta în general se mișcă într-un ritm foarte alert și că tu ești un goal-getter și achiever. Am înțeles. Și probabil tu însă ești un model foarte bun pentru doamnele cu care lucrezi și pe care le-ai adus împreună.
Cred că suntem cu toții într-un proces de creștere și cred că depinde foarte mult ceea ce ne dorim să facem. Cred că ne setăm modele în funcție de perioadele în care suntem în viața noastră. De exemplu, dacă mă uit la femeile din Elite Business Women, văd foarte multe femei care, de exemplu, au reușit foarte, foarte bine în familie, au o familie numeroasă, au 4-5 copii, își creează timp, își fac timp pentru familie, pentru hobby-uri, pentru, nu știu, spiritualitate, lucruri de genul. Sunt femei care au ales o performanță în carieră și atunci probabil că dedică mai mult timp zonei de carieră. Sunt femei care au ales poate să se dedice, nu știu, unei vocații și atunci eu cred că nu există o cale, un singur model, cred că depinde de contextul în care ești, în momentul în care îți setezi un model. Și asta se poate schimba. Cred că e foarte important să fim conștienți de faptul că suntem într-un proces de evoluție și este extrem de valabil ca poate peste 50 ani să ne dorim să facem sau să fim altceva. Și să ne schimbăm complet, nu știu, profesia, ca să zic așa. Dar în momentul ăsta, pentru femeile care sunt interesate de carieră, de internaționalizare a afacerilor, de branding, de prezență și de voce pentru mediul de afaceri feminin, da, putem spune că am inspirat o generație de femei tinere, dinamice, să înceapă business, să crească afaceri, să meargă la nivel internațional cu afacerile lor, să fie implicate, să facă networking, să fie aproape de conceptul de brand personal sau de brand al companiei, să creeze parteneriate. Da. Asta s-a întâmplat în ultimii 5 ani și jumătate. Mă bucur mult, felicitări și să tot continue procesul ăsta, pentru că e nevoie de el, avem nevoie de femei lideri, femei hotărâte, femei care știu ce vor, care reușesc totodată să creeze acest echilibru, cum ai spus și tu, între viața personală și cea profesională, fără să o lase pe cea care ține de intimitate să fie total înghițită de carieră, cum se întâmplă și în cazul altora. Și că se dezvoltă leadership-ul feminin, că din ce în ce mai multe femei capătă încredere în ele și caută această voce despre care ai spus și caută să vadă ce au ele unic, cu ce vor să contribuie la această lume, ce le face pe ele să poată fi agenți de schimbare, de inspirație pentru alții. Și creează business-uri inclusiv pornind din zona asta, nu doar dintr-o zonă de câștig, de dorință de putere. Și cred că poate ăsta e unul din lucrurile care ar diferenția, să zicem, leadership-ul feminin de cel masculin. Care e părerea ta? Ce ai constatat tu în privința acestor diferențe? Ai mers foarte bine și ai cumva am făcut așa ai făcut un profil al liderului masculin sau cum conduc bărbații în afaceri versus cum conduc femeile în afaceri. Peste 13 ani în mediul de business, 7 ani multinaționale, unde am văzut foarte mulți bărbați în poziții de conducere și mentorii mei sunt toți bărbați. N-am avut până acum o femeie mentor, o femeie coach am avut, dar o femeie mentor nu. Nu a fost neapărat ceva intenționat, efectiv așa s-au legat lucrurile. Probabil că în business conduc mai mult cu latura mea masculină decât cu latura feminină, cel puțin până acum la 32 de ani. Și atunci am văzut așa, am văzut că bărbații în business sunt puternici, au apetit pentru risc, sunt curajoși, sunt motivați de rezultate, unor pe termen scurt. Nu știu dacă sunt la fel de implicați în a crea echipe, în a transfera know-how către membrii echipei sau membrii organizației. N-aș vrea să generalizez, însă văd mai puțin interes în zona asta. Ceea ce nu e neapărat bine sau efectiv, este stilul lor de conducere. Iar în zona de femei și felul în care ele conduc afacerile, gândește-te că Business Women, rețeaua noastră și clubul de business pe care l-am creat împreună cu compania de educație antreprenorială are peste 12.000 de companii. Suntem în 5 orașe din România și în 5 țări din Europa și suntem într-o continuă dezvoltare. Astăzi lansăm Elite Business Club Bahrain în câteva ore. Și atunci
Am văzut așa. Mă bucur că ți-ai făcut timp și pentru noi în contextul ăsta. Mulțumesc tare mult, mi-am dorit mult pentru că te apreciez, te știu de foarte mult timp și îmi place felul în care crești și ai rămas în zona asta de feminitate și cred că e mare, mare nevoie de asta. N-aș vrea să ne transformăm niște femei go-getteri care trăiesc doar prin natura lor masculină. E nevoie de leadership feminin, adică zona de a crea, zona de a empower people. Cred că asta fac cel mai bine femeile. Trebuie să transfere set de know-how și de stil de conducere, astfel încât tuturor organizațiile să fie concentrată pe a dezvolta membrii echipei. Și atunci când oamenii în jurul tău sunt dezvoltați și își ating potențialul, cu siguranță acea organizație will thrive, nu are cum altfel. Deci revenind la femei, sunt mai puțin motivate de zona financiară, doar 2% din afacerile fondate femei au 1 milion de euro cifră de afaceri sau de dolari, de ce vrei tu, 1 milion, să zicem așa. Asta înseamnă că femeile sunt mai puțin interesate de latura financiară. Creează afaceri din pasiune, creează afaceri din dorința de a avea libertatea de a-și organiza, creează afaceri după ce se întorc din concediul de maternitate, asta o spun după 5 ani de cunoscut femei, peste 10.000 de femei antreprenori, și creează afaceri pentru că își doresc să facă ceva frumos, își doresc să creeze și să lase ceva în urma lor și să se uite în ochii copiilor lor și să spună, uite, asta este moștenirea mea pentru tine, pentru că va veni generația viitoare. Vreau să știu că mi-am făcut datoria de a lăsa ceva în urmă. Cam asta este motivația femeilor în afaceri. Există. Da, asta facem un, nu știu. Eu în lucru cu clientele mele care erau antreprenoare sau manageri în diferite tipuri de firme. Și asta am văzut și eu, că e foarte pregnant ca factor motivator acest imbold de a contribui, de a lăsa acest legacy de care ai zis și tu, de a schimba ceva, de a optimiza lucrurile în mediu, în ceilalți oameni. Poate afaceri pornite mai mult dintr-un spațiu al inimii, să spunem, nu neapărat al minții, al, cum ziceam, nevoie de câștig, de putere, de profit, care poate motivează ceva mai mult pe bărbați, ci această dorință de a fi ele un niște persoane care să contribuie la a face lumea mai bună, efectiv. Dincolo de, evident, propria prosperitate și binele familiei, înțeleg în ce fel, poate un pic mai bine, binele personal e legat de binele comun și își doresc să contribuie la acesta și să aibă relații de colaborare cât mai bune și frumoase. Evident, sunt și excepții, sunt da, și persoane da. Care își țin partea asta mai în umbră și... cum ziceai și tu, poate urmează un model care nu este în acord cu natura profundă, ci mai degrabă copiază da. Model extern și atunci nu sunt foarte aliniate cu valorile profunde, poate nici nu și recunosc, poate nu le investiga niciodată. Evident, sunt toți eu de situații. Cu toate acestea, pentru că am tot vorbit despre, am pus cumva în oglindă, felul în care conduc bărbații și conduc femeile, creează afaceri și relații cu echipa lor. Cred că mi este greșit faptul că motivația unui este să fie profitabil, adică că performanță financiară, pentru că în acel moment creează resurse, creează de muncă, inovează. Elon Musk a ajuns pe Marte deja. Și atunci, dacă bărbații nu ar fi atât de focusați pe zona asta de a inova, de a crea, de a fi curioși, de a-și asuma riscuri, probabil că n-am fi evoluat atât de mult ca specie umană până la urmă. Și atunci e foarte important că există lucrurile, această metodologie. Ceea ce cred că ne lipsește sau ar fi bine să dezvoltăm în continuare este parteneriatul între femei și bărbați în mediul de business, în societate, cuplu, în familie. Dacă ar exista acest tip de parteneriat în care fiecare să aducă ce are mai bun și fiecare să fie concentrat pe punctele lui forte,
cu siguranță ar fi un pic mai multă armonie peste tot și am putea crea mai multă prosperitate atât în viața personală cât și profesională. Deci nu este cumva scopul nostru, inclusiv la Elite Business Women, nu este să punem în antiteză femeia și bărbatul în afaceri, ci să-i aducem împreună la masa în care pot crea fiecare bazat pe aturile lor. Și atunci, cu siguranță, toată lumea are de câștigat. Evident, suntem diferiți și suntem diferiți pentru a ne completa, nu pentru a fi în competiție. Iar acest tipar de competitivitate, din păcate, a fost dezvoltat la noi prin educație și pentru că, mă rog, și tu ai o experiență internațională și eu și am trăit și în alte țări și am putut vedea cum în alte culturi este pus accentul mult mai mult pe echipă, pe a lucra împreună, pe a ne sincroniza, pe a crea acord și parteneriat. Și e foarte important să fie încurajate aceste atitudini, începând cu educația copiilor, unde tot mamele au rolul principal. Da, exact, exact. Continuând în școală, în felul în care profesorii creează proiecte comune și nu notează doar individual elevul în funcție de performanța personală, ci și prin prisma colaborării și lucrului în echipă, ceea ce se întâmplă în alte țări. Și a început și aici, evident, există tot soiul de programe care să susțină asta, dar e încă work in progress. Da, vechile tipare încă își pun amprenta și avem de învățat pe partea asta de siguranță. Dezvoltarea atitudinilor de colaborare, de creare de parteneriat, de a-l pune și pe celălalt pe loc egal cu tine. Da. Vedea cât de multe beneficii ne poate aduce lucrurile împreună până la urmă. Da. Ne completăm. Suntem diferiți, sunt abilități diferite, sunt resurse diferite care puse în comun cresc valoarea business-ului fiecăruia până la urmă. Și cred că asta este pe de-o parte și rolul lucrurilor pe care le faci tu. Să aduci oamenii împreună ca ei să poată să pună în comun aceste resurse. Da, e foarte adevărat. Cred că încă există cumva o cutumă legată de faptul că atunci când părtășești din experiențele tale sau din resursele tale, vei rămâne tu cu mai puține resurse. Cam așa este felul în care am fost educați cel puțin noi în România. Ori din experiența mea, în momentul în care am creat Elite de la zero și am început să dau din ceea ce practic aveam sau n-aveam, dar am adus resursele acestea către mine pentru că am pornit de la zero, am multiplicat acele resurse și rezultatele s-au multiplicat. Și este felul în care am dorit să conduc acest business. Și modelul pe care am vrut să-l las, dacă vrei, că tot am vorbit de SI. Și încă în România, sau cel puțin în țările din Balcani, ne lovim de chestia asta. Avem frica de a rămâne fără resurse și teama de a ne deschide și de a face lucruri împreună. E păcat, dar văd un salt, cumva, care vine de la generația nouă de antreprenori, tineri, până în 35 de ani, care cumva au prins și vremurile, și internetul, și accesul la dezvoltare personală, și cărți de limba engleză, și toate cele. Și cred că au venit un pic cu alt vibe și altă mentalitate și creează niște lucruri incredibile. Văd în jurul meu cluburi de business, organizații, dezvoltare personală, coaching, oameni tineri care au plecat și au reușit în Silicon Valley sau, nu știu, în Dubai. Place ceea ce văd. Și e clar că suntem într-o schimbare, însă lucrurile nu se schimbă așa, de peste noapte, cumva. Da, e clar că e nevoie de un efort constant, e nevoie de o viziune clară în direcția asta, e nevoie de strategii și instrumente care să ducă către asta. Ce recomandări ai tu apropo de asta? Cred că
nu te poți schimba peste noapte și nici nu cred că poți face ceva forțat, așa că nu e cazul să începem să fim happy, happy, joy, joy și să cântăm într-un picior pentru că lucrurile vor deveni mai bune. Însă, dacă vrei, nici sfat, nu știu, senzația mea bună este că cu cât te expui mai mult la lucruri pozitive și la oameni care creează un impact pozitiv prin ceea ce fac, prin ceea ce sunt, cu cât te expui mai mult la un mediu de business internațional sau un mediu de business în care oamenii vezi că se dezvoltă în jurul tău. Acolo unde lucrurile vezi că stagnează și vezi că nu-ți creează o senzație de bine, noi avem o intuiție, hai să o folosim. Nu este un mediu în care să crești. Ori noi, cumva, cred că rămânem foarte mult în medii care nu ne aduc valoare. Și atunci, primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să te expui în mod constant mediului, mediului în care crești, da? care îți aduce o evoluție, ție, o dezvoltare atât ție cât și oamenilor din jurul tău. Următorul lucru care este neapărat important să-l faci este să investești timp, energie, resurse în networking și în brand personal. Sunt lucrurile, cele două lucruri care pe mine m-au adus să creez rețeaua și clubul Elite Business Club, să avem parteneriate cu organizații internaționale, să fim vizibili și să fim modele de business pentru, de exemplu, proiectul Women in Business, care este un proiect pe 9 țări pe regiunea Dunării, iar Elite și România a fost aleasă ca bună practică pentru celelalte țări. Parteneria cu World Business Angels Investment Forum, un forum de incluziune financiară la nivel global, unde suntem, unde reprezentăm România, networking de calitate și brand personal, personal pe care îl creezi prin rezultate. Cred că niciodată nu o să obții rezultate peste noapte și va trebui să te gândești că vei avea nevoie de ani ca să creezi o reputație până la urmă, că asta înseamnă brandul personal, dar va trebui să o faci constant, să creezi o strategie și să ai grijă cum te expui și să o faci intenționat, dar valoros, educând piața, lăsând resurse și lucruri bune în urma ta. Iar un alt lucru pe care noi l-am făcut a fost să creăm campanii de responsabilitate socială și asta ne-a ajutat foarte tare. Nu ne-am gândit că vor avea un impact atât de mare. De exemplu, Elite a crescut atât de mult pentru că noi am cu o campanie gratuită care s-a numit Ele au reușit modele de business de succes în 2015. Am umplut efectiv săli în marile cu femei care își doreau să creeze o carieră în business sau care își doreau să devină antreprenori. Am adus femei de business care au creat deja business-uri de succes, despre care nu se auzise pentru că noi nu promovam femeia antreprenor și succesul femeii în afaceri. Ori acum 5 ani era ceva totuși la început ca idee de promovare și ideea de a promova femeia în afaceri. Și timp de 3 ani de zile am creat aceste conferințe, au devenit carusel, dacă vrei, nu numai în România, ci în al doilea an, în 2016, după lansare, am mers în Portugalia, UK, Italia și atunci a fost o mișcare, dacă vrei, pornită din dorința de a crea ceva care să aducă valoare mediului de afaceri românesc și care să creeze o mișcare pozitivă în societatea românească. Iată că ea a fost îmbrățișată și de alte țări din Europa. Și atunci cred că și acest tip de activitate, de responsabilitate socială contează extrem de tare și asta ne-a ajutat pe noi și ne-a poziționat și ne-a crescut și de atunci tot continuăm să facem lucruri. De exemplu, acum avem o campanie care se numește Dăm voce binelui, în care promovăm știrile pozitive din mediul de afaceri românesc, mai ales în perioada asta, în care inevitabil focusul nostru, cred că povesteam și la telefon, pentru 10 știri negative, la fiecare știre pozitivă vezi 10 negative sau ceva la modul. Iar creierul se focusează mult mai mult pe lucrurile negative, instinctul de supraviețuire e tot timpul activat și stăm într-o stare constantă de stres. Și atunci ne-am propus să venim cu un buletin de știri săptămânal în care vom lucrurile pozitive care se întâmplă, oamenii pozitivi, oamenii frumoși, oamenii care creează, oamenii care muncesc, care reușesc în perioada asta chiar. Iarăși, este o campanie de responsabilitate socială, nu are niciun fel de cost, nu o facem pentru bani, o facem pentru că e nevoie de asta și ne ajută nu numai pe noi, dar un întreg mediu de business pentru că promovăm ideea de a eat local, buy local, călătoriile în România, turismul local și așa mai departe.
Da, minunat. Chiar mă gândeam că așa cum în coaching sau terapie specialistul îl ajută pe client să scoată resursele din zona asta de inconștient de necunoscut cumva, la fel și voi în plan social scoateți acești oameni valoroși din umbră, îi puneți în prim plan, puneți reflectorul pe ei și în felul ăsta vedem cât de multe resurse sunt în jur, câți oameni care ne pot inspira, câți oameni care reușesc și e bine să ne concentrăm, cum ai spus și tu, pe ce e bine, pe ce merge, pe ce funcționează, tocmai pentru că un alt tipar mental cu care avem de luptat e acest focus pe ce nu merge și pe obstacol și de ce nu-mi iese și că nu se poate și că eu n-o să reușesc și dacă vezi zeci de oameni care au reușit și sunt ca tine, ca nivel de vârstă, statut, bani și așa mai departe, e clar că și tu poți. Adică e foarte important să-ți dezvolți încrederea, să vezi acești oameni care au reușit plecând de la același nivel la care ești și tu în acest moment și să intri în acest câmp al succesului, ca să zic așa, și al oamenilor care se conectează din acest spațiu al binelui și a ceea ce funcționează și a cum putem face să meargă mai bine până la urmă. Ăsta este scopul, ăsta este sensul. Tu personal, vorbind de modele, dacă ai putea să menționezi una, două, sau mă rog, câte dorești, așa, persoane care poate te-au inspirat sau au fost esențiale pentru dezvoltarea ta. Da, e cumva și greu și frumos și bine în același timp. Primul om care m-a impactat într-un mod extrem de pozitiv a fost bunica mea. Știu că sună așa cumva cheesy, dar chiar așa este. Am învățat de la ea ideea de a împărtăși și de a da dintr-o zonă în care nu simți că e un sacrificiu. Într-o zonă în care dai pentru că e bine. Pentru că se multiplică atunci când dai, apropo de ceea ce spuneam mai devreme. După care un om pe care l-am admirat și care mi-a dat extrem de mult curaj și încredere a fost primul meu manager, o femeie, Anne-Marie, în ING, unde am lucrat, mi-a dat încrederea că se poate. Era o femeie care cred că era fost profesoară de engleză sau nu știu, mai știu, în fine, profesoară și a devenit o manager într-o multinațională, extrem de ambițioasă, cu foarte mult drive, o femeie care she speaks out her mind, adică era extrem de sharp, așa, când venea vorba de ședințele de bord, a revoluționat efectiv sistemul departamentului pe care l-a preluat ca și manager, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și aveam 19 ani când m-am angajat și am văzut că se poate și am plecat cu un mare drive, așa că dacă a putut această femeie, cu siguranță pot și eu, că doar am și eu tot două mâini, două picioare, un creier, 24 de ore și așa mai departe. Iar așa, la nivel macro, cred că nu există, încă o dată, modelele astea nu sunt chestii perfecte. Adică ceea ce apreciezi, poate o calitate dusă la extrem va deveni un defect. De exemplu, în momentul în care ești foarte ambițioasă, la un moment dat poate vei avea atât drive încât ceea ce faci va avea și un impact negativ. Ne uităm, de exemplu, la Angela Merkel, o femeie foarte puternică, care stă la masă cu cei mai puternici oameni la nivel global, dar care uneori poate fi văzută și altfel. Poate un pic prea mult, nu știu, poate, da, depinde ce atribute vrei să arăți acestei femei sau despre ea. Și atunci îți alegi ce vrei să iei și ce poți modela la tine, astfel încât să ai senzația că se poate, să vezi că și alți oameni înaintea ta au reușit să creeze lucruri faine. Prințesa Diana, iarăși, este un om pe care l-am urmărit și care mi-a plăcut. Ivanka Trump, mi se pare o femeie extrem de inteligentă, indiferent de familia din care provine și, nu știu, tot ceea ce se scrie în presă. Iau lucrurile bune pe care le văd, învăț, fur meserie, vorba mamei mele, de unde mi se pare mie că am ceva ce mă poate ajuta și am grijă să fac lucrurile cu măsură, chiar dacă pare ciudat, dar mi-am propus lucruri, am ating obiective, însă nu uit lucrurile care țin mai degrabă de recompensa asta
spirituală, emoțională, sufletească pe care trebuie să o vedem la final de zi. Și cred că acest lucru m-a ținut cumva în picioare, într-un ritm extrem de alert din punct de vedere profesional, însă am avut mare noroc să mă conectez întotdeauna cu simplitatea vieții, efectiv, și să fiu aproape de natură și să am grijă, așa cum ai spus tu, să balancez latura profesională cu latura asta personală și de dezvoltare într-un mediu de business extrem de alert și mai ales acum în perioada în care trăim. Da, foarte, foarte valoros și ce ai zis apropo de conectarea cu natura, pentru că și acolo găsim resurse de echilibrare fiziologică instantă aproape și poate unii au uitat și toată lumea are o bucățică de grădină, de parc undeva pe lângă el. Și să nu uităm că poate prelua multe din tensiunile acumulate, mai ales pentru femeie care are foarte multe task-uri și poate să uite de ea, să-și acorde câteva momente, o plimbare, un moment de admirat florile, cerul, copacii, pot aduce foarte multă liniște, hrană sufletească și important să-și găsească și acest timp pentru ea, timp de libertate, timp de respiro și să nu uite de mama pământ și... Da, foarte, foarte important. Și aș vrea să mai spun ceva apropo de asta, tot pentru că și eu ca și tine lucrez cu multe femei. Dacă ții timp pentru tine, nu înseamnă că ești egoistă. Înseamnă că înțelegi că ești o verigă importantă din tot ce înseamnă lanțul ăsta mare de oameni care sunt impactați de ceea ce faci. Iar timpul pentru tine înseamnă că înveți și pe ei să se respecte pe ei. Și atunci ia timp pentru tine, investește în tine, fă lucruri care te simți bine, nu știu, du-te la plajă dacă ai așa sau ia un program de coaching, uite, Cristina e un om pe care îl recomand în zona asta. Fă ceea ce simți tu că trebuie să faci pentru tine, ca tu să crești, ca tu să te simți bine, ca tu să-ți dai ție lucruri, pentru că dacă tu nu-ți dai ție lucruri, atunci, practic, ceea ce mesajul pe care îl transmiți acolo este că tu nu meriți să primești lucruri. Deci primul om de la care trebuie să primești și tu, după care se vor alinia toate și vei primi și din alte părți. Să nu așteptăm să ne dea altcineva voie, să avem, să facem, să fim. Totul pornește de la noi și de la ceea ce facem noi cu noi în primul rând. Deci nu ești egoistă, asta este foarte important. Suntem educate așa, uite, și bunica mea avea senzația asta. Tot ce am trebuie să dau. Nu. Păstrează-și pentru tine ceva și după aceea mai dai și altora. Era important să zic și asta. Da, evident e foarte valoroasă această balanță între generozitate și hrănirea de sine. Pentru că dacă dai totul celorlalți, nu-ți mai rămâne nimic, ajungi să te epuizezi și sacrificiul ăsta de sine poate avea sens, poate pe o perioadă mai scurtă sau într-un anumit moment de viață, dar pe termen lung nu e tocmai o strategie de succes și duce la multe alte probleme colaterale, inclusiv în cazul copiilor, de a avea acest gen de model în care ei nu, ori devin ei prea egoiști pentru că mereu li s-a dat și au impresia că li se cuvine totul, ori să imite total modelul și să nu învețe să fie fericit și să dea valoare și propriei persoane. Deci e foarte important să evităm extremele și aceste tipare străvechi, care poate erau funcționale niște vremuri de război, de maximă restriște, da. Dar trăim alte timpuri în care chiar e abundență, indiferent de probleme, indiferent de nivelul de bogăție, e un timp al abundenței, în care avem foarte multe resurse, beneficiem de multe tipuri de servicii și produse și e păcat să trăim cu niște mentalități învechite care nu ne mai servesc și dimpotrivă sunt în detrimentul calității vieții. Și mă bucur că ai subliniat asta și că ne străduim fiecare în felul ei să aducem acest echilibru în viața și sufletul cât mai multor doamne și domnițe care își propun să fie din ce în ce mai mult și frumos ele însele și să aducă cât mai mult bine și frumos pe lumea asta.
Da, cu siguranță se poate. Îți mulțumesc mult și îți urez mult succes și mă bucur că ți-ai găsit timp înaintea acestei lansări importante pe alt continent. Mulțumesc mult pentru invitație. Mult spor și să ne auzim cu bine și să creștem cât mai frumos cu toții și toate. Și să dăm voce binelui împreună, foarte, foarte important. Urmăriți campania și implicați-vă, pentru că e cu voi, despre voi, e pentru voi, pentru noi toți. Așa că vă așteptăm cu drag și mulțumesc încă o dată, Cristina, și urmăriți-o. Și urmăriți-o pe Cristina, pentru că face lucruri minunate și de foarte mult timp în zona asta. E incredibil felul în care a reușit să creeze aceste programe dedicate femeilor și feminității și descoperirii de sine. Rămânem aproape, clar. Mulțumesc și le reamintesc celor care ne privesc în paginile revistei Psihologie. Găsesc articole inspiraționale, găsesc multe alte resurse și invităm să își facă și abonament pentru a beneficia regulat de prezența revistei în casele lor, în sufletele lor și avea cât mai multe posibilități de conectare cu oameni frumoși care inspiră și care îi pot ajuta să se cunoască și să aducă echilibru și împlinire în viața lor. La revedere, ne revedem joia viitoare la 4:30, așa cum v-am obișnuit.